am trecut-o iară pe veganism, de tăcăni, iară nu era tare frig, eu înghețam cu calorifer la schinare. Înțelegi? Nu era deprins organismul. Dar muia eu încălesc organismul cu apă reași. Încălesc organismul leac cu apă reași și am hotărât întrebarea asta, Iana. Și oameni buni, trecând înapoi, știi cum e vorba și aici? Că treci un pas înapoi, dar șopte înainte. Eu am început să mă călesc și am simțit că hrana asta fiartă sau coaptă. Aha. Apoi e toxic pentru organism. Eu sunt cu ei minimum toxic și nu-i rău de la dânsa. Deci eu trec înapoi. Eu trec înapoi și absolut nu-mi pare rău. În schimb, eu și să mă călesc, înțelegi? Și de-am iarna viitoare la mine n-a și problema asta, că zreguram ca dracu. Ți-i minte în mâinile noastre, Vane, și de rău și rău? Cum? La mine și am o srăși dacă sunt în casă. Da? Dar la mine nu. La sare, eu am început altfel la suport frigul de-am. Și n-am avut un control. Dar muia n-am treabă. Plus la asta am început să fac și galadofi, știi, din când în când. Adică pasul care a fost înapoi a fost un... doi înainte. Că de revenit am pe sărăidenie, e foarte frumos, la n-am treabă. E ca așa. Și amu noi mergem să... Eu mai știu alei unde sunt în perspectivă niște cireșă. Și noi cu Ion... Încă sverzi, da, și vreau să-i arăt lui Ion unde, chiar dacă eu nu s-a ocupat cu întrebările mele, el vine acolo și se încarcă regulat. Adică nu-i problema. Înțelegi? Da. Și că e aproape tot. Și o să arăt, este și copac de jișin, adică în perspectivă trebuie să știm că suntem, avem de tăte. Știi cum e să avem de tăte și jișni și șireșe. Și nu trebuie cumpărat la piață. Dar și care cumpărată e? Ia închipu-ți în loc de tot copașii ăștia de plopi și care mai sunt pe toate dealurile. Uh-huh. Să fie copași fructiferi, numai. Tot și copași fructiferi. Fructele s-ar ieftini. Dar cum, dar vezi ce zis cum e bă la noi? Tot s-ar duși și ar lua pe degeaba, cât în cadă. Da. Mai dreaptă. Dar cum e? Ei nici nu... n-am treabă, băbșă. Tăi, mergem în perspectivă să vedem alea și aia. Ana, eu mă duc după cireșă. Te aștept și pe tine să vii, tu de grabă vii și mergem la furat cireșă. Așa e, Anișoara? Eu te aștept. Все. Așa că noi ajungem pe ale cireșilor. Asta-i? Da. Am ajuns să ieșim și să arăt. Ion, ia ca în perspectivă aleia asta de cireșă, peste o săptămână să fie coapte. Chiar dacă eu nu sunt, tu vii și îți culegi. Știu-ți așa frumos, Sara, că nu-i nimeni. Vii cu două căldăruși frumos, o iei pe Diana. Diana în copac, dar tu este la strion. Șleap, 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 două căldări ras. Și întrebarea hotărâtă. Asta e leie? Da. Doi, vreo 4-5 copași. Și ați vedem încolo un deal mai sunt și abricoasă. Dacă sunt anuți, înseamnă ca să avem roade de găisă. Și țel carmane. Bun. Haide. Aia, haide. Da, da.